Asta e o mașină pe care foarte mulți țărani nu o să o înțeleagă și reiterez încă o dată faptul că nu poți face pasiune pentru mașini banale dintr-un punct de vedere complet și complex. Poți să te atașezi de o mașină foarte simplă, banală, pe care ai avut-o în copilărie, să o recondiționezi și pentru tine să însemne foarte mult, perfect de acord. Dar de la asta și până să zici că mașina este o artă debordantă, este mai mult până acolo. Și problema în Balcani este că lumea nu prea știe mașini. Și n-ai cum să faci pasiune pentru tot felul de godinuri care nu transmit mare lucru. Adică, da, dacă le restaurezi și sunt în stare țiplă, sunt de apreciat. Dar chiar și așa restaurate sunt niște mașini banale. Asta nu este o mașină banală. Nici prin performanțe, nici prin aspect, nici prin poveste. Peste 40 de ani, nu o să vorbească nimeni așa despre o Skoda Karoq, Kamiq, un Volkswagen Passat și tot felul de alte vehicule banale, dar foarte importante. Pentru că toți producătorii acestor vehicule au nevoie de mașini care să se vândă în numere mari ca să facă profit și ca să poată să financeze genul ăsta de bijuterii. Cine a zis că a murit renașterea? N-a murit. Și chestia asta se vede foarte clar când te uiți la designul acestei mașini, care pe data de 30 iunie 2023, adică la vreo 2 săptămâni distanță față de data de azi, împlinește fix 40 de ani. Este fabricată în 1983, fiind unul din primele exemplare ale acestui model, care a reprezentat o renaștere la propriu a firmei Maserati. Pentru că această firmă, la fel ca multe altele din Italia, a avut un trecut tumultos și până la urmă, la fel ca toate firmele din Italia, cel puțin din domeniul auto, a ajuns să aibă treabă cu Fiat. Ceea ce nu e neapărat un lucru rău, pentru că dacă ne uităm și în oferta din prezent a acestui brand, găsim modele interesante și cred că trebuie analizate altfel, global, nu doar prin puterea motorului, prin lista de dotări. Sunt foarte multe mașini care au liste de dotări, sisteme, dar care nu au emoție sau nu au un pedigree. Cu siguranță nu poți să spui chestia asta despre Maserati și nu poți să spui treaba asta despre niciun brand italian. Așa că chiar dacă Fiat acum tutelează toate brandurile auto din Italia, fiecare are o proprie istorie și cumva oricum inginerii ăștia au lucrat între ei, s-au certat, s-au împrietenit, au colaborat pe la tot felul de branduri, au făcut diverse motoare care au fost în competiție unele cu celelalte, cum a fost cazul twin cam-urilor de Alfa făcute de Busso și a twin cam-urilor de Fiat făcute de Aurelio Lampredi, care de asemenea au activat și pe la Ferrari, au lucrat și pe la Lancia și în felul acesta motoarele alea s-au reunit sub o mare familie Pratola Sera. Niciunul din acei italieni însă nu este prezent sub capota acestei mașini, pentru că aici e vorba de altă somitate numită Giulio Alfieri, un artist când vine vorba de motoare, care însă a avut mai mult treabă cu Ferrari și Maserati, nu cu Fiat. Și brandul ăsta are o poveste interesantă. El poartă numele a 5 frați, care s-au născut în Bologna. Tot acolo, în centrul acelui oraș, se afla o fântână unde era zeul mării, care purta logo-ul acesta de trident. El, de fapt, purta în mână un trident și pe baza lui a fost creat logo-ul acestui brand. Și de acolo ei toți au fost implicați în racing. Le-a plăcut să concureze și de asta Maserati, de la bun început, a fost o companie care a făcut șasiuri pentru curse, motorizări specifice, competiții și mai puțin mașini de stradă. Însă, la un moment dat, în trecutul lor, s-au certat frații, cum se întâmplă, că se zice că nu-i bine să faci afaceri în familie, și tutela financiară asupra firmei a ajuns să fie deținută de un anume Adolfo Orsi, dacă mi-aduc bine aminte. Familia Orsi fiind o cunoscută familie din Modena, care înseamnă totodată că s-au și mutat birourile companiei de la Bologna la Modena. Oricum, au rămas în nordul Italiei, acolo unde putem regăsi una dintre cele mai mari concentrații de firme italiene când vine vorba de partea asta de auto. Și tot acolo s-au mutat 2 argentinieni, unul dintre care chiar a avut treabă cu Maserati și o să explic în povestea ce urmează. Familia Orsi, în schimb, a reușit să ridice Maserati pe alte cote pentru că s-au axat pe lângă partea de racing, unde au concurat cu succes în competiții precum Le Mans, însă după acel eveniment neplăcut de la Mille Miglia și situația de la Le Mans, unde în 1957 o mașină cu componente foarte multe din magneziu
a intrat în tribună și a luat foc, omorând parcă 87 de oameni. Mai mulți competitori s-au retras din zona aia de motorsport, cum a fost și Mercedes. Și atunci ăștia s-au axat foarte mult pe a face grand tourere de stradă. Și sub bagheta lui acest inginer Giulio Alfieri au reușit să facă și motoare și mașini destinate clientelei bogate. Unul dintre cele mai exclusive modele pe care le-au făcut atunci a fost Maserati U5000 GT, care a fost comandat de către Mohammad Reza Pahlavi, ultimul șah al Iranului, care se știe că era un fel de sultan al Bruneiului din vremea respectivă, când venea vorba de preferințele auto. Și el a cerut ca acea mașină să aibă un motor de curse, de competiție, într-o caroserie de mașină de stradă bazată cumva pe Maserati U3500 GT. Și tot acolo, în perioada respectivă, au luat naștere foarte multe modele din astea coupe, turere și, în general, motorizări central montate sau V8-uri montate frontal cu tracțiune spate, fiind montate evident longitudinal. Însă familia Orsi la un moment dat nu s-a mai regăsit în afacerea asta cu Maserati și a apărut în schemă Citroen, care la vremea respectivă nu era membru a grupului PSA. Chiar dacă avea niște mici probleme cu banii, au fost rezolvate pentru că Michelin a cumpărat acea firmă și gândiți-vă că Michelin practic a făcut acea achiziție doar ca modelul DS să poată să aibă niște anvelope radiale Michelin, fiind prima mașină echipată cu așa ceva. Chestii care continuă până la urmă și în prezent pentru acest brand. Și sub tutela Citroen, i-au achiziționat Maserati doar ca să poată să aibă acces la o motorizare performantă pentru urmașul DS-ului, adică Citroenul SM, care nu se numește întâmplător SM, pentru că el înseamnă serie Maserati. Și asta înseamnă că au luat un motor V6, derivat din V8-ul făcut de Giulio Alfieri, și l-au montat sub capota acelui model, care a ajuns să fie o mașină fenomenală prin tehnica pe care a avut-o și prin ciudățenia designului și a funcționalității. Servodirecția era complet hidraulică, fără vreo conexiune mecanică între volan și roți. Motorul era un V6 montat cu transmisia în față, cu tot felul de pompe hidraulice, suspensie hidropneumatică, iar direcția aceea din ravi ținea volanul centrat, astfel încât dacă aveai rambleu sau debleu, adică drumul înclinat într-o laterală, mașina ținea axul drumului central, un fel de lane assist complet hidraulic, pentru că întotdeauna volanul revenea pe mijloc. Și, din nou, Citroen nu a putut să facă mare lucru cu brandul, însă totuși rămâne de apreciat faptul că sub tutela lor, cu ingineria lui Giulio Alfieri, oamenii ăștia au reușit să facă Maseratiurile Merak și Bora, care au fost niște exemplare foarte reușite de design italian, mașini sport cu motor central, tracțiune spate, cumva cum se întâmpla și cu Ferrariurile din perioada respectivă. Am prezentat un model oarecum contemporan cu acelea, mai exact cu acesta, chiar respectiv un Mondial 8, care avea oarecum aceeași configurație, având un motor V8 central cu 4 locuri. Mai apropiat de Merak și Bora, dar ca design exterior mai apropiat de aceasta, având în vedere vârsta similară a celor mașini. Doar că Citroen a intrat în niște dificultăți financiare, a fost înglobat în noua formațiune numită PSA, care avea ulterior în prezent să ajungă din nou să dețină Maserati prin grupul Stellantis, dar atunci s-au separat drumurile, francezii au rămas în Franța, au mai colaborat cu italienii pe partea de Dube, alianța Sevel și Sofim pentru acea tripletă numită Fiat Ducato, Peugeot Boxer și Citroen Jumper și un derivat foarte interesant numit Iveco Daily, dar nu pe partea de turisme. Și aici a intrat în schemă în 1976 acel argentinian de care am zis în poveste mai devreme, și anume Alejandro de Tomaso, care a trebuit să fugă din Argentina după ce a avusese o carieră de racing internațională destul de consistentă, pentru că el provenea dintr-o familie bogată. Și acea familie bogată a încercat să restabilească ordinea politică în Argentina, încercând să îl răstoarne de la putere pe Juan Perón. Nu s-a întâmplat chestia asta și atunci au trebuit să fugă din Italia. Și tot într-o perioadă similară a mai fugit din Italia un alt argentinian, pe numele său Horacio Pagani, care amândoi, fără să aibă legătură unul cu altul, au ajuns să formeze două firme italiene în nordul Italiei, ei fiind însă din Argentina, respectiv Pagani Automobili și De Tomaso Automobili. În 1976, De Tomaso a cumpărat Maserati și De Tomaso nu l-a gustat niciodată pe Giulio Alfieri din niște considerente personale, nu profesionale, și în prima zi, când a luat compania, l-a și dat pe ăla afară. Și tocmai cred că asta a și fost problema acestor mașini, pentru că motoarele mai departe au fost dezvoltate de altcineva și n-au avut neapărat succes pe partea tehnică, având ceva problemuțe până la a doua restilizare, prima de fapt a lui Marcello Gandini din 1987-89 ca perioadă, când în sfârșit le-au făcut mai fiabile. Doar că
au venit cu foarte mult cash în spate, cu tehnică și mașinile au evoluat. Și așa se face că De Tomaso a avut ideea să facă o mașină luxoasă, performantă, dar accesibilă publicului larg, adică mai ieftină decât Ferrari, dar cu un feeling similar de confort, lux și performanțe. Și așa a luat naștere acest model numit Biturbo, care nu întâmplător se numește așa, pentru că este prima mașină de producție care este echipată cu un motor cu două turbine. Și asta ne arată cât de complexă era de fapt această mașină. Ele s-au produs între 1981 și 1993, având parte de mai multe facelift-uri tehnice relativ discrete, care n-au însemnat neapărat o schimbare de formă de caroserie și nu era neapărat o asociere între forma caroseriei și motor. Au avut niște denumiri foarte interesante, pentru că în general s-au numit Biturbo, cu variante S, E, SE, și ulterior au trecut pe o denumire în numere foarte similară cu ceea ce vezi la BMW astăzi pe seriile 4. Adică dacă avea motor de 2 litri se numea 420, de 2.5 425 și dacă era de 2.8 se numea 428 sau 430. Dacă avea și un în coadă, era cu sistem cu injecție. Dacă avea 4 uși, era cu 4 în față, dacă avea 2, era cu 2 uși. Când motoarele au trecut de la 3 la 4 supape pe cilindru, s-au numit cifră punct 24, pentru că era un V6 cu 4 supape pe cilindru, deci 24 în total. Și așa puteai să vezi mașini relativ similare ca formă cu aceasta, care se numeau 2.24 în Italia. Și e foarte interesantă chestia asta de politică, cum ajunge să influențeze cumva funcționarea și denumirea acestor modele, pentru că în Italia, la data lansării acestei mașini, TVA-ul pentru produsele de lux și, în general, pentru mașinile cu motoare mai mari de 2 litri era de 38% față de vreo 18-19% cât era în mod normal. Ceva foarte similar cu oarecum recenta taxă Super Bolo din Italia, unde fiecare kilowatt peste valoarea de 180, adică peste 250 de cai, era taxat cu aproximativ 20 de euro plus taxe suplimentare. Așa se făcea că dacă aveai o motorizare de 280 de cai, plăteai niște sute de euro, aproape 1000 pe an în plus, față de cât era mașina aia în mod normal la impozitare. Și de aceea mașinile din Italia, o foarte lungă perioadă de timp, au avut maxim 249 de cai, deși acele variante vândute pentru export aveau mai mulți cai. Cam așa a fost și cu această mașină, însă nu neapărat prin prisma puterii, ci legându-ne de cilindree. Mașina, în consecință, are un motor de 2 litri, V6, supraalimentat cu două turbine, care dezvoltă aproximativ 182 de cai. Și este interesant că e un sistem turbo cu carburație, fără interculere, adică turbinele bagă aerul direct în admisie, fără să fie răcit în vreun fel. La un moment dat însă a apărut o variantă S, care a adăugat niște interculere aer-aer, care în prima fază erau montate în fața mașinii, ori simple, ori duble. Puterea a crescut la 205 cai și pe urmă au apărut interculerele lichide. Și așa se face că pentru export au trebuit să mărească cilindrea, de la bun început a fost așa, având motoare de 2.5 și 192 de cai. Și interesant e că motorul acesta e un V6, dar are 90 de grade unghiul între cele două chiulase, și asta pentru că el provine din V8-ul proiectat de Giulio Alfieri pentru modelele SM de la Citroen, care era un V8 de 90 de grade. Și au tăiat doi cilindri, au lăsat unghiul de 90 de grade, urmând ca la un moment dat în viitor, la a doua restilizare a lui Gandini, când modelul a ajuns să se numească Ghibli 2, să reprimească un V8 de 3,2 litri și 90 de grade, însă fără neapărat o legătură tehnică cu ce a fost înainte. Marea modificare față de motorul de pe vechile Maserati-uri și de pe Citroen este faptul că acesta are cilindri înveliți, zona aceea de cămăși, practic, este din Nicasil, din aluminiu, un aliaj deloc de succes, mai ales când vorbim de benzină sulfuroasă. Și situația respectivă a presupus niște optimizări ale motorului, în sensul în care a primit două supape de admisie și una de evacuare, deci trei față de două cât erau înainte, și ulterior patru supape, două de admisie, două de evacuare, cele de evacuare fiind și umplute cu sodiu în ax pentru sistemul acela de răcire evaporativă prin condensare, în care supapa poate să răcească zona respectivă cu aproximativ 100 de grade față de una fără acest sistem. Și treaba asta a presupus practic zona unde s-a vândut mașina. În general, gama de putere a fost între 180 și 280 de cai. Inițial toate erau cu carburații, ulterior, prin 1986, toate au primit injecție și atât carburația cât și injecția erau de la firma Weber, o firmă italiană celebră pe partea de carburatoare, care a lucrat atât în domeniul aero cât și în cel auto, iar injecția se numea Weber Marelli, pentru că practic partea hardware era a lui Weber și electronica era de la Magneti Marelli, un magnat când vine vorba de invenții, printre care
putem enumera și sistemul Common Rail, care este deținut ca patent de către FCA, Fiat Chrysler Automotive în prezent, prin subsidiara sa FPT, Fiat Powertrain Technologies. Adică în lume, Fiat acum încasează bani pentru fiecare injector Common Rail diesel vândut de orice firmă, pentru că ei dețin acest patent. Și iată că poți să te îmbogățești din patente, nu neapărat din producerea de mașini. Revenind la mașinile noastre, practic o să vedem îmbunătățiri de putere, pentru că au apărut interculerele, a apărut injecția, așa că vei vedea consistent puteri de peste 200 de cai. Treptele au fost cam 182, 205, 224, pe urmă 250 la export, pe urmă au apărut catalizatoarele cu 200 de celule de-restricționate, care nu limitau atât de mult puterea motorului, dar pentru că aveau sondă lambda, puteau să facă amestecul mai ok. Interculerele, injecția, turbinele de la IHI, care s-au păstrat tot timpul de la acest producător, deja au primit și control electronic, în sensul că wastegate-urile erau controlate de o logică electronică, nu de una complet vacumatică, cum este la acest model, aveau funcție de overboost. Și probabil cea mai potentă formă a motorului de 2 litri a beneficiat de o putere de vreo 286 de cai pe un model numit Maserati Biturbo Racing. A fost o echipare de prin 1990, care totodată era la a doua restilizare, după ce Pierangelo Andreani, cel care proiecta vehiculele Tomaso, s-a dus într-o parte, să zic așa, a făcut un pas în lateral, cum se spune oficial în corporații, ca să nu sune greșit, și a apărut în schimbă Marcello Gandini, și amândoi au avut o inspirație de design de la generația a treia de quattro porte, făcută de alt italian celebru, respectiv Giorgetto Giugiaro. Și de asta toate mașinile astea au forma asta pătrățoasă și cumva seamănă foarte bine cu BMW-ul E30, cu care au fost contemporane, dar în felul său sunt niște mașini mult mai exotice, pentru că au venit cu confort, au venit cu tot felul de sisteme electronice, destul de târziu au primit ABS, sunt să ai V6, să ai și două turbine, intercoolere, injecții, cu sistem de carburație în unele cazuri, și au fost la un moment dat în plan niște motorizări cu 6 supape pe cilindru, cu 36 de valve în total, au fost fabricate, însă n-au ajuns în producție, probabil din considerente de cost. Vă dați seama câți culbutori, camere, reglaje, compensări erau necesare la aceste mașini. Aici vorbim de sistem cu tacheți, care e mult mai simplu de gestionat. Motoarele sunt din aluminiu, distribuția este pe curea, nu pe lanț, cum era la vechile modele. Și practic Gandini a dat un refresh care a pompat și vânzările destul de bine, însă din păcate în America mașinile astea au fost considerate foarte proaste, pentru că electronica era problematică în acei ani, carburatoarele astea plus turbinele nu erau ceea ce trebuie și există o nebunie în acei ani la Renault 5 Turbo Alpine, care sufla amestec prin turbine, adică carburatorul nu era presurizat cum este la această mașină, ci el era înainte de turbine și sufla aer plus benzină amestec băgat fiind în zona aceea de motor. Adică teoretic dacă acele turbine s-ar fi încălzit foarte tare, chiar era o bombă cu ceas motorul, dar mergea mare fel. Ăștia au mers pe latura safe de a face carburator Weber constant presurizat. Asta înseamnă că turbinele bagă aer în carburator și mai departe amestecul se întâmplă după el, nu amestecul în carburator și ulterior băgat în turbine. Probabil a fost o soluție clar de siguranță până la urmă. Și cu siguranță au avut cai la 1983, să ai atâția cai și un motor atât de complex. Cutie ZF, deși mie mi se pare că are o mecanică de Getrag în ideea în care e dogleg, viteza întâi este în jos, au avut și automate de 3 sau 4 trepte, dacă mi-aduc bine aminte. Cam toate au avut diferențiale cu alunecare limitată, fie de origine englezească, de exemplu, am dat Maserati în gama târzie a folosit tehnologie Quaife, dar astelalte foloseau o tehnologie similară pe plăcuțe, tot de la un producător britanic, pentru că fiind tracțiune spate și motoare puternice și mai ales turbo, sunt niște mașini care debordă în partea asta de putere și ăsta fiind un exemplar de bază, are suta în 6,5 secunde și mă aștept să se conducă destul de intens. Dar nu-i vorba doar despre cifrele astea, ci despre cum arată interioarele. Asta este o mașină într-o configurație foarte rară, pentru că are o tapiserie din textil și nu este făcută din piele, așa cum au fost majoritatea. Are aer condiționat, are un sistem destul de mare de boxe în interior. Coloana volanului este reglabilă cu un rotor mecanic aflat în zona genunchilor. Cutia manuală este cu acțiune din asta inversată pentru a putea da inferioare din 3 în 2 în linie fără să trebuiască să faci acel H. Geamuri electrice pe față de tip custode cu filet din acela dublu integrat pe spate, cu un sistem din acesta cu 4 faruri, care ulterior au fost păstrate, dar făcute puțin mai compact, pentru că Gandini a redus din aspectul acesta pătrățos, rotunjind un pic muchile și se vede designul lui, care în perioada aia a fost aplicat și capului tractor Renault Magnum.
Iar mașinile au rămas totuși într-o complexitate tehnică interesantă, fiind niște grand tourere sau tourere compacte destul de simple. Au fost versiuni făcute la nordul orașului Milano, numit Ro, acolo unde era o fabrică Maserati în perioada respectivă, însă variantele Spider, decapotabile cu două locuri, au fost făcute de către Zagato, la fabrica proprie. Și tot în urma unei colaborări interesante cu americanii, a ieșit un Chrysler făcut by Maserati ca design și a mai existat o colaborare interesantă în perioada respectivă între italieni și americani, sub forma produsului de la competiție numit Cadillac Alante, care era un decapotabil foarte frumos cu niște faruri dreptunghiulare în schimb, nu duble, ci simple, foarte similar la design cu acesta. A fost practic o metodă de a pompa vânzările un pic, însă nu știu cât le-a ieșit, dar măcar au fost niște produse interesante care au rămas în istorie. Și ce e de apreciat la ele este calitatea interiorului, fotoliile, calitatea asamblării pielii. Mașina asta provine de undeva din străinătate, a fost luată din Ungaria de către proprietar și cred că are foarte puțin kilometri, mult mai puțin decât afișează bordul, pentru că la un moment dat, dintr-o eroare electrică, multele care se întâmplau în anii aia la mașinile astea, vitezometru se punea singur la maximul cadranului și începeau să curgă kilometri afișați. Și în felul ăsta, stând pe loc, mașina a adunat kilometri. Deci probabil are undeva 15.000-20.000 de kilometri, chiar dacă are 40 de ani. A stat în garaj toată viața ei, așa că nu are deloc rugină și a fost eliminată problema cămășilor de nicasil, pentru că motorul a fost refăcut complet. Este nou, practic. Și au fost păstrate toate elementele originale posibile, însă evacuarea de asemenea a fost modificată prin tubulatură din asta de inox și mașina este într-o stare 10 din 10 din punctul meu de vedere, păstrând însă vibe-ul ăla analog. Singura chestie analog care nu se află în mașină este un casetofon original, nu știu cum arăta cel cu care a venit mașina, însă în rest este absolut minunată și aștept să o descoperiți și voi în cadrele ce urmează. Dar până atunci, hai să deschidem un pic capota să vorbim de toate evoluțiile astea interesante pe care motorul le-a avut și la faptul că dacă te uiți la această formă, vei regăsi ori cuvântul biturbo, ori niște numere, 2.24, 400, 420, 425, 428, 430, ori Ghibli 2, pentru că pe baza acestui model au urmat și următoarele 3200 GT-uri, care sunt practic continuatoarele acestui model și așa ne dăm seama că toate dau în alte chestii mai departe, totul se transformă, nu se termină nimic. Și e un brand care totuși sub tutela lui Fiat a reușit să se facă văzut în prezent și astăzi, face niște mașini elegante, ocupă și segmentul de SUV-uri, momentan nu mai au o decapotabilă, dar probabil este în plan, au și electrificare pe sistemul lor, așa că vei găsi tot felul de vehicule interesante care au totuși o identitate proprie și în prezent au lansat un 3 litri V6, care are un sistem cu precameră de combustie ce produce până la 650 de cai aproximativ, un motor original Maserati cel puțin prin setare, baza însă fiind tot de la Ferrari, așa cum s-a întâmplat și cu motoarele acestea la originea lor. Dar, repet, nu e vorba doar de cifre pe foaie, ci e vorba de toată experiența asta pe care mașina ți-o dă. Când o conduci cu mânuși, când pui o melodie frumoasă din perioada acelor ani și cumva tot tumultul ăsta seamănă foarte bine cu situația politică a Italiei din acei ani. Guverne care cădeau odată la 6 luni, asasinate, mafie, probleme economice, dar și conceptul acela de dolce far niente. Nu pot să nu remarc când mă uit la ea ce față de Marcello Mastroianni are din filmul La Dolce Vita, care e puțin mai vechi decât această generație de mașină. Și este pur și simplu o mașină care se poartă. Asta e o mașină pe care foarte mulți țărani nu o să o înțeleagă și reiterez încă o dată faptul că nu poți face pasiune pentru mașini banale dintr-un punct de vedere complet și complex. Poți să te atașezi de o mașină foarte simplă, banală, pe care ai avut-o în copilărie, să o recondiționezi și pentru tine să însemne foarte mult, perfect de acord. Dar de la asta și până să zici că mașina este o artă debordantă, este mai mult până acolo. Și problema în Balcani este că lumea nu prea știe mașini. Și n-ai cum să faci pasiune pentru tot felul de godinuri care nu transmit mare lucru. Adică, da, dacă le restaurezi și sunt în stare țiplă, sunt de apreciat. Dar chiar și așa restaurate sunt niște mașini banale. Asta nu este o mașină banală. Nici prin performanțe, nici prin aspect, nici prin poveste. Peste 40 de ani, nu o să vorbească nimeni așa despre o Skoda Karoq, Kamiq, un Volkswagen Passat și tot felul de alte vehicule banale, dar foarte importante. Pentru că toți producătorii acestor vehicule au nevoie de mașini care să se vândă în numere mari ca să facă profit și ca să poată să financeze genul ăsta de bijuterii.
Ziceți voi că motorul ăsta nu e unul dintre cele mai frumoase care a fost pe canal. E așa de frumos că poți să-l ai și în casă sub formă de mobilier, dar parcă ar fi păcat să nu stea sub o capotă acolo unde merită, să îi se audă sunetul. Și este un motor cu sunet clasic, inegal, odată pentru că e un V6 la 90 de grade, are o ordine de aprindere inegală, nu are arbore de echilibrare, este pe carburație, nu are niciun fel de computer, nu are control electronic, turbinele sunt mecanice, are aprindere mecanică și folosește un sistem din acesta de Delco, clasic cu distributor, cu setare vacumatică de avans și tot ce înseamnă reglaje, regulator de presiune, partea de avans sunt cu setare vacumatică. Și asta e o chestie care nu se vede. Ce vezi și te frapează în prima fază este această multitudine de elemente cromate în zona de admisie, care arată efectiv superb. Motorul este cu două chiulase la 90 de grade, materialul este din aluminiu, integral inclusiv capacele astea de la arborii cu came și are un sistem SOHC, adică Single Overhead Camshaft, cu un singur arbore pe fiecare chiulasă. El derivă din vechile motoare făcute de Giulio Alfieri pentru modelele Maserati și Citroen, pe vremea când firma asta era deținută de Citroen, doar că spre deosebire de formatul acela clasic cu două supape pe cilindru, aici avem trei. O situație care a fost ulterior preluată și de Mercedes pe motorizări și pe Pagani, care folosește motoare de Mercedes AMG și mai nou, de fapt încă persistă chestia asta, în prezent toate motorizările V12 de la Mercedes sunt cu injecție multipunct și cu trei supape pe cilindru. Setup-ul este cu două supape micuțe de admisie, care sunt puse în linie, așa, și lângă ea una mai mare de evacuare. Și e interesant de văzut că, deși sunt trei supape, au doi tacheți mecanici, nu trei. Și sub unul din tacheți există niște puncte care sunt prinse în lateral, unde stau niște degetare, capace mici, care totodată se și pot schimba periodic, sunt zonele alea pentru reglajul de joc supape. Iar supapa de evacuare are un tachet cu o prindere din aceea fix pe centru. Și arborele cu came, în consecință, are câte două came pentru fiecare piston. Deci sunt 6 lobi de camă, 6 tacheți, dar ai parte de 9 pahare de desubt care acționează direct pe supape. Și se poate vedea foarte clar diagrama asta de admisie și evacuare, pentru că ai o ramură de 3 brațe cromate pentru admisie și în partea cealaltă 3 brațe contorsionate pentru evacuare. Și asta pentru că această motorizare este una supraalimentată cu turbină. Sunt două turbine IHI care sunt câte una pe fiecare banc, ele sunt în partea asta de jos, sunt foarte mici și nu se văd. Și sunt turbine care au wastegate-uri pneumatice. Acele wastegate-uri sunt controlate de un solenoid vacumatic, care însă nu are o comandă în mod special electronică, ci pur și simplu depind de presiunea resimțită de un furtun din zona admisiei și nu au un control din ăsta computerizat cu o mapă, deci nu există un boost controlling adevărat. Nu are sondă lambda, fiind carburație, deci nu măsoară amestec într-un mod electronizat. Ulterior au primit chestia asta, pentru că atunci când aveau injecție, la un moment dat au apărut și catalizatoare și sondă lambda și implicit controlul turbo a devenit electronic. Adică supapa aia primea control de la un ECU, de la un computer și putea să închidă sau să deschidă în funcție de diversi parametri pe care motorul îi avea. Pe urmă, dacă ne uităm în față, vedem diagrama distribuției. Ceva specific în acei ani, cu o enormă curea care se plimbă peste pompă de apă în zona centrală, unde există și grup termostat cu senzor de temperatură, iar pe capete la chiulasei un singur pinion, fără distribuție variabilă, care mișcă câte un arbore cu came. Și evident, în partea de jos, arborele cotit este cel care antrenează toată această curea. Și pe exteriorul mașinii există două curele de accesorii, una pentru alternator și una pentru compresorul de aer condiționat. Mașina, fiind relativ ușoară, nu are servodirecție, probabil opțional au început să adauge după aia, dar ăsta fiind unul din primele modele, nu beneficiază de așa ceva. Parcările nu sunt neapărat legere, mai ales pentru că oglinzile sunt foarte mici și ai multe rotații de volan. Revenind la motor, putem vedea o mare carcasă metalică aici unde se află și carburatorul și o multitudine de furtunuri de vacuum.
care se ocupă de diverse reglaje. De exemplu, această piesă care seamănă cu un ochi din acela de butelie este regulatorul de presiune combustibil, care pe o parte primește combustibil din rezervor și pe altă parte primește vacuum din mai multe surse. Pentru că odată ai sursa asta din admisie și el este coroborat cu avansul de la Delco, în sensul în care, în funcție de regimul de funcționare al motorului, zona aia de platină se poate roti astfel încât scânteia să fie dată mai devreme sau mai târziu în ciclu de urcare a pistonului. Și acel avans trebuie cuplat și cu presiunea combustibilului, care este dozată de către acest element. Iar aici putem vedea faptul că este un macaz și asta înseamnă că se duce... Ce vine de la rezervor este reglat prin presiune de către o valvă și mai departe, sau ca să exprim foarte simplu, această valvă este interpusă pe traseul dintre rezervor și carburator. Și având o diafragmă flexibilă care este ajustată automat de vacuum, împreună cu avansul acesta de aprindere, poate să dozeze presiunea combustibilului. Este ca un fel de ecluză, să o numim așa în termeni generici. Și evident în carburator ai un sistem din acesta clasic cu multiple reglaje. A fost o problemă la mașinile astea pentru că una e să fie la nivelul mării, alta e să fie la munte, una e să fie rece, alta e să fie cald. La chestia asta contribuie și faptul că fiind supraalimentată nu cu una, ci cu două turbine, nu are interculere, deci putem vedea că admisia, filtrul de aer, trimite aer în turbo și turbinele bagă direct în admisie. Nu există interpunere de intercooler. Ele au început să apară ulterior fiind montate în partea din față tip air-air sau lichid montate pe motor. Și totodată atunci a și crescut puterea motorului. Deci poate să apară destul de multe probleme de detonație, de funcționare. Carburatoarele astea au cam avut probleme și foarte, foarte greu au putut fi reglate. Putem vedea de asemenea în partea aceasta un element de control pentru aprindere și undeva pe partea asta aici există o bobină de inducție care trimite impuls către acest element și acesta intră central în Delco, în acest distribuitor și dintr-o intrare scoate către 6 ieșiri pentru că avem 6 pistoane. Cumva în zona supapelor de admisie există și paharul de la bujie. Nu există bobine clasice individuale pentru că nu este un sistem electronic. Acesta este mecanismul de accelerație. În cabină are și un șoc de unde se poate trage de clapă pentru pornirile la rece. Și în linii mari, ce mai interesant la motor este că are aluminiu nu numai în construcția blocului achiulasei și a capacelor, dar din păcate și în zona cămășilor, adică acei cilindri, tuburile în care stau pistoanele. Nicasilul este un aliaj interesant pentru că face posibilă obținerea unei suprafețe dure, dar totodată cu un profil aspru, care poate să rețină pelicula de ulei. Problema este că nicasilul nu se împacă deloc bine cu benzinele sulfuroase, așa cum era în America acelor ani, și de asta BMW, în anii aia, de exemplu, a avut foarte multe catastrofe de motoare, cum ar fi M52 sau M60, care foloseau sistemul ăsta de nicasil, Jaguar de asemenea, pentru că sulful oxida acea suprafață, apăreau crăpături, zgârieturi, cupla cu faptul că motoarele funcționau fierbinte și apărea consumul de ulei și uzura. Și ele nu pot fi alezate, honuite, nu au cotă de reparație și majoritatea celor care au motoarele astea probabil au trecut pe cămăși de fontă sau oțel cu schimbare de segmenți, pistoane și au reconstruit practic motoarele după o rețetă diferită de cea ieșită din fabrică. Și în cazul de față s-a întâmplat la fel, motorul fi mai robust decât ce a ieșit din fabrică inițial și cam atât. Nu e un motor complex, evident ce mai are specific pentru că e un motor de profil, are un arbore intermediar pentru acest Delco, care este alimentat direct de unul din arborii cu came de pe partea aceasta și undeva în zona rezervorului trebuie să mai aibă o pompă de benzină pentru că eu în zona motorului aici nu văd o zonă de pompă care să se ocupe de toată partea aceasta de presiune combustibil. Dovadă că există și acest regulator, care în mod normal în forma asta vacumatică nu prea l-am văzut să existe la mașinile cu pompă mecanică și de asemenea mai folosește vacuum pentru diversele clapete de la climatizare și în acest sens are un rezervor mic de vacuum care primește vid din zona admisiei sau prin niște supape de sens, care de asemenea alimentează și tulumba de servofrână, care se poate vedea în partea aceasta de aici. Legat de suspensii, mașina are McPherson pe față și pe spate niște brațe trailing. Nu știu cum s-ar traduce în română, trail înseamnă urmă, a rămâne în urmă, adică sunt ca niște
bumeranguri, triunghiuri diagonale, care au proprietatea de a oferi o suspensie independentă, dar oarecum aproape de sistemul McPherson, ne fiind multe brațe până la urmă. Mașina nu are catalizator, nu are niciun fel de filtru, pentru că așa era ea când a ieșit din fabrică, nouă. Și ce mai are interesant este sistemul de aer condiționat pe freon din acela de categorie veche, adică parcă R12 se numea. Acum, ulterior, au fost R134A și acum este R1234YF și mai sunt unele din dioxid de carbon pe la mașinile electrice. Asta e o mașină complet analog și se poate vedea chestia asta. Aceste coturi pe care le vedem aici se ocupă de bustul turbinei, pentru că putem vedea niște conducte în partea aceasta care sunt metalice, pentru că aici frige și s-ar topi cauciucul, care duc la acele wastegate-uri pneumatice, dacă dau un pic de zoom și durează mai mult ca aparatul e setat să meargă lent în acest sens. Undeva acolo ar trebui să răsară unul din wastegate-uri cu prinderea sa pneumatică, care dozează deschiderea clapetei de ocol. Ce mai mi se pare interesant este că poți turna ulei prin două porturi diferite. Ai un capac pechiulas în partea din față și unul pechiulas în partea din spate. Și putem vedea o mică, hai să o numim, nu chiar economie de costuri, dar optimizare. Aceste capace sunt identice, pentru că ele conțin scrisul Maserati și bușonul la bază, la M. La fel se întâmplă și aici, deci este exact aceeași piesă care poate fi montată în ambele direcții și tot acea casetă conține și un separator de ulei, pentru că nici în aceea nu puteai să ventilezi în atmosferă aceste lucruri. Deci motorul are un retur de gaze pe partea asta și evident în caseta asta centrală are odată alimentarea cu aer curat pentru sistemul ăsta vacumatic, că practic pe aici supapa trimite aerul către filtru ca să fie procesat. Și în felul acesta ai vacuum să controlezi turbinele. Regulatorul de presiune de asemenea simte vacuumul sau presiunea pozitivă din admisie și ajustează, traseul automat ajustează atât avansul aprinderii cât și reglarea de combustibil. Și cam atât în linii mari, nu mai am ce să explic. Cutia oficială e un ZF, dar are geometria asta inversată de la schimbător. Evident, motorul montat longitudinal, tracțiune spate, diferențial cu alunecare limitată pe spate. Iar culoarea este una specifică taxiurilor nemțești ulterioară, parcă nu e atât de închisă, este un crem foarte frumos, care face lumina să bată minunat pe ea și observ totuși că era bine lucrată, foarte multe chiedere. Repet, mașina 0 puncte de rugină, arată foarte, foarte bine și îmi place, de exemplu, la capotă faptul că are prindere în 3 puncte, de asta trebuie să tragi de mai multe ori de clapă ca să poată să se deschidă. Hai să vedem și interiorul mașinii, că e unul cu adevărat minunat. Cred că și în mijlocul pădurii Amazonului, dacă aș filma, aș găsi anunțuri cu execut puțuri, sobar, fier vechi și aș da de cineva care pune gresie de aia tot timpul, oriunde, absolut oriunde aș filma, aș da de gălăgie și se dovedește chestia asta. Dar hai să lăsăm sunetul, să ne concentrăm pe imagine. Este o mașină specifică anilor 80 cu toate desenele astea pătrate. Mă uimește cât de bine arată aceste stopuri. Absolut totul la mașină este în condiție impecabilă, însă are o mică patină, pentru că e o mașină cu care se merge aproape zilnic, este folosită corespunzător. Și am uitat să spun o chestie, domnul De Tomaso nu a rămas în istoria acestei firme forever, sau de fapt a rămas în istoria ei, doar că nu a avut o continuitate, pentru că la un moment dat a vândut jumătate din acțiuni grupului Fiat și la un moment dat grupul Fiat a preluat integral situația asta împreună cu Ferrari și la vremea aceea deținea și Fiat. Fiat deținea Ferrari. Pe urmă, Fiat a început să aibă din ce în ce mai mult control asupra Maserati și în final Ferrari și-a vândut partea și acum brandul ține de Stellantis, de Fiat, doar că Fiat, prin trustul Exor, prin familia Agnelli, deține și Ferrari. Niște chestiuni din astea politizate foarte interesante și mie unul personal îmi plac picanteriile astea pentru că dau cumva o identitate proprie acestor mașini. Arată foarte, foarte frumos mașina asta la toate detaliile. Îmi place că în anii aceia erau mult mai late mașinile, oricum asta e versiunea îngustă, că există versiuni mult mai late în viitor și faptul că are panta asta pe față, la fel cum vezi și la BMW-urile perioadei respective, cum ar fi seriile 6 de atunci. Cromul acesta foarte amplu montat pe zona chiederelor și linia
pătrățoasă în general pe care mașinile astea o au, foarte, foarte drăguț. Toba, de asemenea, e ceva deosebit, pentru că are personalitate, e mare, se aude. Grohe e o mașină care pornește cu personalitate. Când au fost lansate mașinile astea, știu că existau în uz doar anvelopele alea Michelin TRX, care erau codificate în milimetri, nu în specificația asta pe inch. Ferrariul acela Mondial 8 pe care l-am filmat avea așa ceva. Asta, în schimb, văd că are niște anvelope codificate în inch pe 14. Însă sunt cu aspect original. Jantele, de asemenea, sunt originale și totul la mașina asta este metalizat, inclusiv clanțele, care au și siglă Maserati, zona de praguri. Ca să deschizi portbagajul, trebuie să tragi de această clapă. Nu există posibilitatea aceasta de deschidere cu telecomandă sau alte chestiuni. Observ aici că are acces către zona de rezervor combustibil. Prin ambele părți e posibil să mă înșel și să fie de fapt doar unul din ele. N-am avut curiozitatea să deschid, să trag de ele, dar ăsta este fixat. Nu, rezervorul este doar în partea cealaltă, însă pentru simetrie au două embleme. Mai putem vedea emblemele astea clasice, fontul foarte mare al scrisului și portbagajul cu deschidere foarte amplă. Pentru cât de mică e mașina, mie mi se pare că are un portbagaj foarte mare. În partea asta de sus are o trusă de scule, care nu conține vreun utilaj. Și mochete peste tot. Totul evident lucrat într-un stil din acela de craftsmanship, cum zic englezii. Se aude foarte bine când trântești ușile, totul la locul lui. Iar în zona de pasager ai acces destul de ușor. Scaunul acesta de la pasager are mecanismul acesta puțin firav și nu vreau să-l forțez, însă putem observa frumusețea acestor ornamente. Mi se pare o mașină care este puțin mai stilizată decât acel Ferrari Mondial 8, care de asemenea era într-o stare foarte bună, e vorba doar de desen, de cum au fost ele făcute. Ăsta este chiar furnir montat pe partea aceasta care arată foarte frumos. Textilul ăsta specific acelor ani, iarăși e frumos și arată ca un geamantan din acela de piele foarte elegant, inclusiv mânerele astea sunt integrate foarte bine. Toată chestia asta se continuă pe bord, se potrivesc perfect acele mânuși pe care le vedem acolo și uitați-vă iarăși niște detalii, inclusiv brațele metalice de la tetiere sunt învelite într-un burduf textil. O chestie din asta de detaliu care zic eu că face toți banii. Iar scaunele astea sunt la propriu niște fotolii. Putem observa și preșurile mașinii ar trebui să vină aici, însă ele sunt comandate și sunt pe drum. Iar prinderea asta are în continuare o emblemă, acolo cred că a intrat un greieraș, nu vreau să-l deranjez. Este o mașină destul de mică la înălțime, nu pot să zic că am un acces foarte facil în ea, dar odată intrat stai destul de bine în aceste fotolii. În partea de sus iarăși niște detalii interesante, aici are un sistem cu oglindă, cu un bec care se aprinde automat. Poți închide toată chestia asta, mai are iluminare aici. Și în partea asta are un ceas. Nu știu dacă nu cumva ăsta era folosit pentru parcare, la modul că dădeai peste cap parasolarul, dar, deși nu cred, pentru că, pentru că el apare și pe exterior. Și puteai să pui, de exemplu, că stai până la ora 2:30, roteai acest element și din exterior se vedea ce ai pus acolo, pentru că altfel nu-mi explic ce poate fi, sau poate un reminder. Îți spuneai la ora 15 trebuie să fac ceva și ți-aduceai aminte ce trebuie să faci, nu știu, așa aș folosi chestia asta. Iar în zona centrală putem vedea mai multe chestiuni aici. Torpedoul mașinii este cu buton și poate fi închis și cu cheie. Iar în zona centrală sunt aceste aeratoare, un ceas de la Velia care făcea și borduri. Iar aici avem unitatea de aer condiționat cu funcționare din aceasta pe trepte și pe intensitate, pe direcție. Casetofonul ca spațiu, puteai să-l pui oricum, îmi place acest stick care are formă de doză de suc. Schimbătorul cu treapta întâi în jos, 2, 3, 4, 5 și marșalierul în sus. Iar în partea aceasta comanda electrică pentru geamuri, un spațiu de depozitare cu brichete și observăm ruloul acesta de pâine care se curbează în interior. Și în partea aceasta o cotieră, spațiu de depozitare, foarte drăguță cotiera asta, cozonac, frână de mână. Și în zona volanului o să vedem niște butoane interesante pe acolo. Pe partea laterală aici există
butonul de închidere centralizată și reglajul de înălțime al farurilor. Urmând ca în partea asta laterală de aici să vezi tot felul de butoane care țin de lumini, deschiderea bușonului de combustibil și un buton de test care îți arată ceva legat de becuri, probabil că computer electronic mașina asta nu are. Și din nou, detalii, cusături de geamantan, cum îmi place mie să le zic. La fel, trompetele de claxon vizibile în partea aceasta de aici. Specific acelor ani, zăbrelele pe unde era tras aerul către zona de climatizare. Iar accesul în spate, relativ facil și din ce m-am pus eu pe acolo și m-am dospit, mi se pare că are o zonă foarte drăguță la partea asta de acces. Pentru că poți foarte ușor să intri în zona de spate, se poate vedea chestia asta, în ideea în care ai ceva loc la cap, părerea mea, și vine foarte drăguț. Adică, să și arătăm, are însă partea destul de joasă aici la cap și aici putem vedea încă o canapea la propriu, cu un sistem de boxe în spate, posibilitatea de a deschide geamul, mânerul acesta cu plafonul foarte drăguț apretat. Și dacă pasagerii față își reglează scaunele cât de cât decent, ai și ceva loc. La cap am aproape un deget, dar stau bine. Se poate vedea în oglinda retrovizoare așa cât de cât. Iar pe zona de centru, un aerator și cu un sistem din acesta clasic de scrumieră, fără o brichetă electrică, și niște buzunare de depozitare pe partea din spate. În partea aceasta, bordul ca un ceas de șah, cum îmi place mie să-i zic, foarte drăguță abordarea. Și mai avem niște butoane pe partea aceasta. Ai fi tentat să gândești că această clapă este pentru reglajul electric al volanului, dar volanul se poate regla doar pe înălțime de la acest robinet și acel buton este pentru pozițiile de parcare. Semnalizarea așa, dacă rotești o dată de două ori ai poziție fază scurtă, fază lungă și la apăsare claxon, proiectoare și în partea aceasta contactul este pe dreapta, nu pe stânga. Pedalele de asemenea au logo-ul Maserati și ceasurile sunt cât se poate de autentice. La o apăsare de pedală de ambreiaj și rotire de buton, auzim cum învie această mașină care are personalitate proprie. Putem vedea un ceas de turbo, indicator de temperatură, de combustibil, de baterie, turometru, care momentan nu funcționează. Un ceas de presiune ulei și vitezometru clasic cu un afișaj care nu se știe exact cum merge, pentru că mie îmi părea inițial a fi pe cablu, dar scrie foarte clar, nu este electronic. Și asta înseamnă că în momentul în care acul s-a dus foarte puternic sus, înregistra kilometri prin rotație. Și asta ne arăta că, da, erau niște probleme la vremea aia. Martori diversi pe partea asta de sus, inclusiv pentru lichid de frână, tastă de șoc, încălzire, toate cele, foarte frumos. O mașină cu personalitate, inclusiv fonturile astea de la ceas sunt cele specifice. Și hai să vedem cum se conduce această mașină, că este una cu adevărat minunată, pe care am ajuns să o prezint și mă simt așa ca un copil mic stând în preajma unei asemenea mașini. Cred că unii din voi ați văzut-o pe la diverse evenimente, pentru că această mașină face parte din clubul Rebuilders, un grup de amici care își fac singur mașinile și sunt din acel grup, am mai filmat eu Renault-ul 25 Baccarat Turbo, am mai filmat un Porsche Carrera din 964 și un BMW 850 din familia aceea E31 și o să mai urmeze diverse mașini. Așa că acum să punem mânușile din respect pentru această mașină și să vedem cum se aude la drum lung. Tot asta e și farmecul la o mașină din asta. Mai e o groapă, mai cade torpedou, dar astea fac parte din vârsta ei, să zic așa. Și cred că de noi oricum făceau așa, dar reiterez, mașina e foarte bine asamblată în condițiile acelor ani. Mi se pare că este
o exemplificare perfectă a epocii. Și, na, poate nu toată lumea a înțeles chestia asta pe vremea când mașina asta a fost produsă, dar până la urmă știi cum e, e o extensie a culturii italiene, cred că asta contează cel mai mult. Cu adevărat, asta e o mașină pasională. Treaba cu cutia asta de viteză e că trebuie să înveți să numeri ordinea, nu cifra efectivă. Adică tu dacă zici treapta 2, întotdeauna te vei gândi ca la o transmisie convențională, să zici că a doua e în jos. Nu, la aceasta a doua e în față, unde ar fi a treia la o transmisie normală. Trebuie să gândești în precedenta și următoarea. Și practic tu miști maneta fără să conștientizezi valorile treptelor, în ideea în care dacă ai maneta în stânga jos și vrei următoarea treaptă, o împingi pe mijloc față. Putea să fie 1-2, în cazul ăsta este 1-2, la altele poate să fie 2-3 sau 3-4. Așa că din a întâia dai în față în a doua. Sau din treapta întâi, ca să vorbim gramatical corect. Cât consumă mașina asta? Habar n-am, că n-am mers atât de mult încât să-i fac plinul. Dar pentru asemenea sunet merită. Lentă nu e deloc, având în vedere că e o mașină ușoară, are performanțe bune și a fost de la bun început gândită ca un tourer confortabil. Cred că Citroen și-a pus amprenta, experiența asta a confortului scaunelor se vede aici. Și întotdeauna Maserati a fost o mașină confortabilă, nu una sport 100%. Sunt niște mașini elegante cu valențe sportive, dar niciodată n-au fost la fel de intense precum Ferrari, pentru că nu s-a vrut, dar au fost anumite variante specific făcute pentru competiție, că, să fim bineînțeleși, motoarele din trecut ale acestor producători fuseseră făcute de Gioacchino Colombo și de Giulio Alfieri, unii dintre cei mai mari și de importanță ingineri din istoria producătorilor auto italieni. Dar, pur și simplu, mașina, în felul său, e gândită ca una elegantă. Și așa este cu orice Maserati. La felul în care merge este magnific. Volanul este greu pentru că nu este servo-asistat, necesită turații mai multe. Și asta înseamnă că trebuie să-l miști destul de amplu în momentul în care faci manevrele. Fiind o mașină veche, nu are precizia asta a bisturiu a uneia moderne. Adică dacă te urci într-o Alfa Giulia modernă, e superioară din orice punct de vedere acestei mașini. Dar încă poate n-a adunat povestea, deși cu siguranță Giulia, prin însemnătatea asta de mașină dinamică, prin renașterea Alfa Romeo, cu siguranță a ajuns să semnifice ceva și o să ajungă o viitoare clasică. Dar mi se pare că asta nu e o mașină de autostradă în mod special. Este foarte plăcută la mersul relaxat și la ocazionale blândi din astea, accelerații hotărâte. Și trebuie însă să ai grijă cu cutia, pentru că îmi place mie să numesc cutiile astea de tip rupt în cur. Nu în sensul de sărăcie, ci prin faptul că dacă faci greșeala de a considera că viteza întâi este în față, o să nimerești în marș arier și tu stai la semafor cu ambreiajul călcat în ce crezi tu că e viteza întâi și când debraiezi o să îl bușești pe ăla din spate. Asta este partea interesantă. Nu sunt niște mașini atât de, nu știu, manevrabile sau sportive după standardul modern, însă cu siguranță nu se fac de rușine la reprize nici la mașinile moderne. Și ce îmi place e că motorul are o senzație de aspirat, pentru că este un 6 cilindri compact de 2 litri cu alezajul mai mare decât cursa și răspunde bine la accelerație. Și prin faptul că e și turbo, are fâsâitul ăsta specific. Și conducând acum mașina asta, îmi vine în gând melodia lui Prima, Che Mama Mare, aceea. Che Mama Mare, și cu fredonatul ăla mișto, interesant. O melodie care a fost reeditată într-un format modern, tot cu vocea lui, dar cu niște instrumente moderne. Și subiectul este că unul foarte de actualitate la vremea aia în piața italiană și în prezent, de fapt, faptul că părinții vor să-și căsătorească copiii de vreme, cumva, pentru că în Spania și Italia e o foarte amplă situație din asta socială în care copiii stau cu părinții până la vârste destul de târzii din rațiuni economice. E într-un fel. Adică asta înseamnă pasiunea italiană, nu știu. De asta
parcă nicio mașină pasională cu adevărat n-a fost diesel. Dar există și motoare diesel mișto, cum este OM606 din anii oarecum apropiați ai acestei mașini, care are un potențial de tuning extrem. Adică mi-ar plăcea la un moment dat să filmez o variantă modificată a acelui motor, am filmat-o pe cea stock. Însă felul în care mașina asta miroase, fiind carburație, nu are niciun fel de filtrare pe noxe, dar având un amestec normal și fiind în parametri tehnici, merge foarte bine. Adică n-ai nevoie de filtre și alte chestii. Și față de alte situații, catalizarea acestor modele și introducerea injecției nu le-a domolit puterea. Adică faptul că piața italiană avea cilindrele mai mică și cea de export a avut 2.5 ulterior 2.8 cu 3 sau 4 spark pe cilindru, n-a diminuat în mod special puterea, pentru că, să fim sinceros, diferență de 10 cai între 182 și vreo 192, cât avea modelul de 2.5 de export, este nesemnificativă, nu cred că îți dai seama. Poate motorul respectiv, pentru că are un extra litraj de 0.5 litri, să se simtă puțin mai amplu în turațiile joase. Dar who the fuck cares, că se aude la fel de mișto. Și clar are diferențial, pentru că se simte cum mușcă, îți restabilește aderența pe roata care are nevoie mai mult, adică roata interioară, care mă normal se descarcă și s-ar învârti în gol, este frânată și se mută cuplul pe partea cealaltă. Și exact pe genul ăsta de drum relativ relaxat, mie mi se pare că mașina asta excelează cel mai bine. Că nu e atât de sigură ca o mașină modernă, nu e la fel de bine antifonată, însă ce e de apreciat la mașina asta este originalitatea, faptul că e păstrată OEM stock. Oricât, uite, proprietarul mai are o Alfa 164 pe care am filmat-o și un Porsche 924S, dacă mi-aduc bine aminte. Și recent și-a luat o Tesla, din pură curiozitate și să vadă cum e tehnica nouă. Și a fost o decizie foarte interesantă în raport cu prețul mașinii. Inițial, Tesla Model 3, standard range, tracțiune spate, așa, era la un preț de vreo 40 ceva de mii, 41 de mii, parcă cu reducerea de tichet Rabla, dacă mi-aduc bine aminte. Ideea e că mașina respectivă costa mai mult atunci și proprietarul și-a pus problema să vândă Alfa 164 în ideea de a finanța această Tesla ca să păstreze acest Maserati și Porsche-le. Și spre norocul situației a ajuns să nu mai vândă acea Alfa, pentru că Tesla s-a ieftinit considerabil și s-a încadrat în buget și n-a mai avut nevoie să obțină bani suplimentar și acum i-a rămas o sumă pentru restaurarea completă a acelei Alfa Romeo. Chiar mă bucur că încă o are în familie. A zis că ar fi fost o decizie foarte grea pentru că ținea și la acea mașină în raport cu aceasta, doar că asta este într-o stare mai bună decât aceea, e mai elegantă, e în alt stil, dar sincer Alfa aia are farme cu ei, motorul ăla e intens, e altfel, fiind un aspirat V6 de 3 litri, fiind o mașină de export. Însă și acea variantă de 164 a avut în Italia un model de 2 litri și aproximativ 200 de cai, care era turbo și care era foarte interesant pentru piața acelor ani. Ai o mașină mai slipper decât asta, pentru că nu-ți dai seama, nu e gândită să fie atât de elegantă, e o mașină cumva normală, a fost mult mai ieftină decât aceasta la vremea ei, dar ambele sunt niște italienice fierbinți, cum ar veni. Mașina, da, are un turbo lag sesizabil, dar nu mi se pare că e atât de amplu, se potrivește, pentru că transmisia are treptele lungi. Motorul e un V, totuși sunt 6 cilindri și are un răspuns destul de bun, fiind un motor cu clapetă, pentru că e vorba de carburație până la urmă. Și se conduce absolut minunat, adică e o mașină unde te distrezi cu cai puțin, la viteze mici. Ea poate însă să susțină viteze ca lumea, adică mașina prinde 200 de km pe oră și atinge destul de repede, având în vedere că are o greutate mică și puterea asta destul de mare chiar și după standardele moderne. Adică, sincer, 180 de cai la un 2 litri e o cifră decentă și în prezent. Sunt mașini care au 150 de cai la puterile astea, nu știu. Cred că și aspirat motorul ăsta ar fi făcut ceva furori. Ei au vrut pur și simplu performanță, sustenabilitate, că în mod normal ar fi ales un motor aspirat. Numai că Ferrari merge pe variantele aspirate și cu siguranță din motive de taxe a fost făcută chestia asta, ca să poată să păstreze o performanță puternică pentru niște situații din astea de taxări enorme.
Cutia are o precizie minunată și asta pentru că fiind o mașină cu motor longitudinal, ai maneta de schimbător direct pe cutie, nu are cine știe ce cablaje lungi, dacă era transversal s-ar fi simțit situația asta. Oricum, din fericire, niciun Maserati nu are motorul transversal și sunt niște mașini care au rămas fidele tehnologiei din acei ani. Și mă uit cât de naturală e cutia asta până la urmă, pentru că, efectiv, cum am zis, nu mai judeci treapta. Nu am greșit nicio treaptă, așa cum am pățit la o trecere de pieton cu Mercedes-ul 300 CE, 24 de valve, care are o cutie de la Getrag similară cu cea de pe M3 și de pe Cosworth 192.3, care fac parte din același producător, dar sunt cutii diferite în esență. Da, mașina este efectiv artă pe roți, pur și simplu, și mă uit ce relaxat poate să meargă. N-ai nicio problemă cu ea. E de vis așa ceva. Nici măcar nu e un cost enorm de deținere. E o mașină care e cu suflet. Asta îmi place cel mai mult. Și simt aceeași atracție precum am avut-o la Ferrari-ul acela mondial. Cumva la Ferrari, da, te gândești că e ceva mai exotic. Știi? Dar până la urmă sunt niște mașini care au fost vândute pentru drumurile publice, oricât de rare ar fi fost. Adică e mai mult decât treaba asta cu, să zic, exclusivitatea. Și asta nici nu agrez la unele situații de proprietari de mașini rare. Ei le iau ca să se dea marcă, ei le au și că nu prea le mai are nimeni. Știi? Dar până la urmă se bucură efectiv de bunul ăla. Să zici, bă, mă urc în ea și o conduc de plăcere, nu? Știi că mașina asta numai eu și încă unul am în țară, chestii de genul acesta. Care mie nu mi se par o treabă ok. Adică dacă, de exemplu, apare una care e mai rară, omul o uită pe asta, o vinde și își bate joc de ea. Adică la modul brusc ea nu mai valorează nimic în ochii lui, pentru că există una care e mai rară și pe care aproape nu o are nimeni. Adică e mai așa decât situația cealaltă. Și asta nu-mi place uneori la unii colecționari din lume, care obiectifică aceste mașini, le dau doar așa nuanța unor cifre. Se dau mari cu cât costă, nu știu ce preșuleț, tu știi cât am, nu știu cum. Dar nu le conduc, nu se bucură de ele. Stau și fac practica la bursă. Știi, zici că sunt niște acțiuni la bursă. Valoarea crește, scade, forecast-uri, forex, chestii. Nu, tată, urcă-te în ea și condu-o. Las-o să se strice, repar-o, condu-o iar. Nu contează detaliile astea. De-aia ție o asemenea mașină ca să poți să te simți bine și să te bucuri până la urmă. Și cred că așa ar trebui să fie orice colecționar până la urmă. Că de asta le țin viață. Și îți dai seama, mașina asta are 40 de ani. E aproape de o seabă cu mine. Eu fiind născut în 86. Am prieteni însă născuți în 83 și mă gândesc că le-o plăcea mașina asta. Că sunt pasionați de auto în general. Nu pot să zic că simt nevoia neapărat să depășesc acum. Mi se pare că poți să mergi foarte relaxat și cu această mașină și încep să auzi tot felul de zgomote interesante, naturale ale motorului. Tacheția aceea, rotația arborilor cu came, sunetul de rulmenți din cutie, sunetul cardanului. E un sunet din ăsta care era specific troleibuzelor din București, în momentul în care făceau frână de motor. Minunat. Cred că e interesant să ai o casetă cu melodii italiene din perioada respectivă a acestor mașini sau din perioada americană, pentru că până la urmă brandurile astea italiene premium au avut foarte mare succes în zona de America, pentru că na, lumea are bani acolo și caută chestii exclusive până la urmă. S-a închis camera de sunet, probabil din motive de temperatură, așa că, dragilor, vă urez să aveți odată mașina pe care vă doriți, indiferent în ce formă este aceasta. Da, pasiunea poate fi făcută pentru absolut orice și dacă ție îți aduce liniște și suflet, pace în suflet și așa mai departe. O mașină banală după standard, de ce contează? Ia-ți-o, bucură-te de ea. Restul sunt nuanțe, că până la urmă important e să fii tu fericit.
dar ia-o pentru că îți place ție, nu pentru că îți place să te vadă alții. Dacă ai reușit în viață, prin metode licite sau ilicite, bucură-te tu de situație, nu mai te da mare în fața altora cu bani, cu tot felul de valori din astea fățarnice, că nu te face cu nimic mai deștept. Țin-o pentru tine, discreția aia zic eu că e mult mai interesantă în unele cazuri. Că până la urmă pentru tine ai făcut treaba asta de progres, nu pentru altul. Vrei și tu o mașină confortabilă, premium, luxoasă, pentru tine, nu ca să te vadă altul. Așa cred eu că ar trebui să fie situația. Sper că v-a plăcut această filmare și că am reușit să transmit destul de multă emoție și mulțumesc proprietarului că mi-a lăsat-o pe mână. În mod normal, asemenea bijuterii, cred că unii nu-și lasă nici rudele să o conducă, copiii să se apropie de ele, ceea ce până la urmă aia nu-i normal, adică sunt niște obiecte care trebuie folosite, nu cred că ar trebui lăsate să fie niște bibelouri intangibile. Că da, sunt frumoase, curate în garaj acolo cu pusă, dar ele sunt făcute să meargă pe drum public, să se mai strice, să miroasă, să trăiești alături de ele, să creezi niște amintiri. Așa că folosiți-vă aceste mașini de vis, că de-aia le-ați luat, nu să vă uitați la ele. Uitați-vă la ele dinăuntru în timp ce le conduceți. Arrivederci!